Bună dimineața, doamna primar, bine v-am regăsit. Bună dimineața. Am revenit la Turenie să vedem ce se mai întâmplă, care sunt lucrările în derulare la această oră. Vorbim despre aspectele administrative ale comunei. Da, la ora actuală se întâmplă lucruri frumoase și lucruri bune. Avem atacate două șantiere, deschise două șantiere, unul în Micești și celălalt în Ceanul Mic, pentru modernizarea drumurilor. În satul Tureni avem aproape spre finalizare un frumos părculeț. Va fi dat în folosință, din câte am înțeles, undeva la jumătatea lunii? Da, cred că mai durează vreo săptămână, cred eu, încurcat puțin vremea. Ploile, da. Deci cam asta lucrăm acum, în momentul de față. Data trecută am abordat puțin și subiectul drumului de legătură, care va face legătura între DN1 și autostrada Transilvania. Atunci ați vorbit despre relocarea stâlpilor de curent, de electricitate. S-a mai întâmplat ceva între timp? Din câte nu știu să vă spun foarte multe. Știu că această problemă a fost semnalată persoanelor competente să o rezolve. Cred că s-au făcut demersuri destul de importante. E o problemă care nu se poate rezolva de azi pe mâine. Necesită o procedură, pașii trebuie respectați, dar cu siguranță se fac demersuri în acest sens, încât în cel mai scurt timp să fie relocați acei stâlpi. Vis-a-vis de întrebarea anterioară, vreau să mai fac precizările că acum se depun cereri la Registratura Primăriei Tureni pentru racordul la apă și canalizare în satul Tureni, pentru că avem debit de apă suficient astfel încât să alimentăm tot satul Tureni și de asemenea putem racorda la apă, numai la apă, în satul Cernic, îmi cer scuze. Și pe această cale rog cetățenii care încă nu și-au depus cererile de raport să o facă în cel mai scurt timp, astfel încât să putem furniza apă, să fie montate contoarele și să le facem contracte de furnizare apei împreună cu cei de la compania de apă Arieș Turda. Practic este un proiect dorit de toți cetățenii comunei. A fost unul din obiectivele de dumneavoastră. Principalul obiectiv al mandatelor mele. Deci gândul cu care eu am venit în Comuna Tureni și am acceptat să candidez a fost acesta de a introduce apa și canalizarea în comună și pe lângă apă și canalizare, bineînțeles, și infrastructura drumului. Ați vorbit ceva mai devreme și despre inaugurarea unei capele la Ceanul Mic. Da, în 25 mai vom avea inaugurarea capelei din Ceanul Mic, unde va participa și înalt preasfinția sa Andrei Andrecuț, Mitropolitul nostru. În 25 mai, la ora 12, în Ceanul Mic, în fața capelei. Și invit pe toți cetățenii comunei să fie alături de noi, de cetățenii din satul Micești. Pe ce fonduri a fost realizată capela? 50% a fost fonduri europene, 50% buget local. Ne puteți spune o valoare a investiției totală? În jur de 800.000 de lei, 770-90, în jur de 800.000 de lei. Alte capele care vor fi edificate la Tureni? Următoarea capelă, care este trecută deja pe lista sinteză la Compania Națională de Investiții, va fi ridicat în satul Mărtinești. Avem deja proiectare și îi trecută pe lista sinteză, așteaptă, poate că și la anul intră spre licitație și pe atacarea lucrărilor în Mărtinești. Am discutat până acum despre obiectivele care au fost realizate în aceste mandate de actuală administrație locală. Am putea discuta puțin despre
Care sunt necesitățile comune pentru perioada imediat următoare? Ce alte obiective ați identificat ca fiind necesare a se realiza? Trebuie să terminăm ce am început. Trebuie finalizate lucrările de aducțiune apei de la Moldovenești, Turda, Sândulești, Tureni. Trebuie finalizat acordul rețelei de canalizare între sate ca să ajungă la stația de epurare. Deci astea sunt cu prioritate investițiile, iar pe lângă acestea îmi doresc să actualizăm PUG-ul. Deci dacă aș reuși în următorii 4 ani să reactualizăm PUG-ul, să introducem terenuri în intravilan, atât pentru zonă de locuință, cât și zonă industrială, cred că ar fi cea mai mare reușită a mandatului viitor. Și nu în ultimul rând, trebuie clădirea, sediul primăriei Tureni, cealaltă aripă, aici suntem în aripa nouă, trebuie demolată, deci trebuie rasă de pe fața pământului și trebuie reconstruită un corp de clădire, proiectul avem. Avem și o parte din Bănuți, va fi o primărie, spun eu, destul de spectaculoasă, așa ca și arhitectură, și sper să ne găsim finanțarea integrală, astfel încât să putem să ducem și acest obiectiv la bun sfârșit în următorul mandat, dacă ajută Dumnezeu să. Și, practic, acolo ce servicii se vor muta? Păi, primele două birouri sunt sigilate. Acolo funcționa biroul de asistență socială și biroul de registru agricol. După aceea e sala de ședințe, sala mare, cum îi zicem noi, care vrem să o facem, să o extindem. Deci putem în spate să extindem sala mare, să facem o sală de ceremonii frumoasă și modernă. După aceea este biroul doamnei viceprimar, biroul arhitectului șef și biroul doamnei contabil șef. Și proiectul ăsta, dacă se va primi finanțare, cam ce termen va avea de realizare? Păi, în funcție de contractul de finanțare. Deci noi avem ceva bănuți la momentul actual, ce am făcut noi economii, dar nu ne ajung cam 35% din fonduri și trebuie să găsim un proiect de finanțare și în funcție de durata proiectului, orice proiect are o durată de 2 ani, 3 ani, 4, 5 ani, în funcție de durata proiectului de finanțare. Pe partea de infrastructură rutieră știu că s-au făcut destul de multe. Ce ar mai fi de făcut după definitivarea utilităților în toate satele? Bine, acum dacă ne propunem, de exemplu, mă gândesc la o creșă. Mă gândesc că ar fi foarte binevenit o creșă. Există solicitări deja? Există solicitări, dar eu văd evoluția populației. Deja sunt copii, avem 3 grădinițe. Grădinița din Tureni are un număr destul de mare de copii la grădiniță. Dacă în urmă cu 7-8 ani la școală eram acolo la limită încât să facem clase simultane, comasate, deja numărul elevilor crește tot mai mult. Plus o parte din copii merg în Cluj sau în Turda la școală. Sunt copii, părinți care au copii mici și duc copiii la creșă prin Cluj, prin Turda. Sigur că ar trebui și la noi o creșă și așa ca și locații, eu și o văd unde am putea să o facem. Ne ziceți și nouă? Da, nu e un secret. În curtea grădiniței actuale din satul Comșești. Acolo avem o curte foarte frumoasă, de vreo 30 de ari, unde în partea din jos e construită, a fost școală, acum am transformat-o în grădiniță care funcționează și acolo, în spațiul respectiv, ar fi foarte binevenit o creșă, pentru că și din Tureni se ajunge foarte ușor în Comșești, că avem acest drum de legătură unde în 2 km în Tureni efectiv nu este loc. Primăria nu are așa un teren de un spațiu mare, dar
în Comșești, terenul proprietate publică, terenul e destinat asemenea acestor activități și mă gândesc că acolo ar fi chiar binevenită o creșă. Deci, practic, există o evoluție. Și oarecum e și în centru, pentru că Comșești e Comșeștiu, Mărtineștiu și Tureniu, oarecum e chiar și în centru comunei. Deci există o evoluție demografică pozitivă la Tureni. Eu zic că da, eu cred că în 10 ani s-ar putea să reactivăm și școala din Icești. Deci ar fi necesar, vor fi solicitori în sensul ăsta și vor fi suficienți copii. Sau cel puțin vor fi copii și pentru școala din Micești, cel puțin clasele 1-4. Este un lucru bun, înseamnă că Tureniu este o comună în plină dezvoltare. Da, Tureniu în plină dezvoltare este. Avem, dacă vă arătam mapa de la urbanism de astăzi, părintele când au văzut, a zis, wow! Ce aveți acolo? Documentații urbanistice. Noi vă mulțumim, nu putem decât să vă urăm mult succes, atât în campania electorală, cât și în îndeplinirea obiectivelor administrative pe care vi le-ați propus, atât pentru mandatul ăsta, chiar dacă e pe final, cât și pentru un viitor mandat. Mulțumesc mult!